Întâlnire importantă la Universitatea din Petroșani. Rectorii universităților din cadrul Consorțiului Academic European Eureka Pro, dar și aproape 100 de cadre universitare și studenți din mai multe țări europene sunt prezenți la Petroșani în perioada 8-12 mai. Aceștia s-au întâlnit la Universitatea din Petroșani pentru cea de-a patra reuniune europeană a instituțiilor academice în cadrul Consorțiului, eveniment găzduit de Instituția de Învățământ Superior din Valea Jiului. Suntem bucuroși că au venit în număr atât de mare, sunt aproape 100 de participanți străini la această întâlnire Eureka Pro. Mă bucur că îndrăgesc zona, că se simt aici ca acasă. Întâlnirea de astăzi și din cursul săptămânii întregi va arăta modul în care noi avem dezvoltat un master, de exemplu, în consum și producție responsabilă. Studenții noștri vor petrece din cei 2 ani de master 6 luni la Petroșani și câte 6 luni între universități europene, noi echivalându-ne notele. Alți studenți din aceste universități europene vor veni la noi să studieze câte 6 luni. Apoi, am dezvoltat doctorat în cotutelă. Avem, de exemplu, deja o tradiție cu Freiberg, continuăm cu Gliwice și cu Leoben, unde deja avem primul doctor care și-a susținut teza și în Petroșani și la Freiberg și urmează încă 2 sau 3 asemenea doctori, arătând atât valoarea studenților noștri și a dascăilor, cât și faptul că pot face față ca specialiști oriunde în Europa. În cadrul acestui proiect va fi conceput și un campus virtual în care vor fi implicate toate universitățile partenere. De asemenea, se dorește și dezvoltarea activității comune de cercetare științifică pe teme de avangardă a economiei europene. Now time passes, we need to grow it into something solid and something. Acum timpul trece, iar noi trebuie să facem ceva solid și care să reziste pentru mult timp. De aceea am adus o piatră care ne arată cât de solidă este, dar și cât de mult timp durează până ajunge în această formă. Dar eu sper să nu dureze atât de mult să creștem și noi și să avem un parteneriat solid între universități. Honestly, we don't take that long to grow into a solid European university. I also think that we have to talk about social responsibility in that context, because if we look at sustainability. Consider că trebuie să vorbim și despre responsabilitățile sociale, pentru că dacă discutăm de sustenabilitate, trebuie să vorbim și despre responsabilitate. Ceea ce facem contează foarte mult și este important că sunteți prezenți toți astăzi și contribuiți la această schimbare. Ne dorim să învățăm unii de la alții și să ne dăm seama de lucrurile pe care le avem în comun. Mă bucur că ne-am întâlnit aici și că am văzut multe fețe noi. Acest lucru înseamnă că funcționează parteneriatul nostru. La eveniment au participat și reprezentanții ai Consiliului Județean Hunedoara. Conducerea universității a pus în practică niște programe educaționale foarte interesante și este una din universitățile din România care are studenți și mai ales studenți străini. Puține universități, și ele sunt de mare prestigiu, cel puțin în țară, se pot bucura cu un aflux atât de mare de studenți străini. Asta arată rolul pe care Universitatea din Petroșani îl are în actuala economie, nu doar a Văijiului, îmi permit să spun, ci chiar a județului Hunedoara, a regiunii vest și chiar a țării.